Bună ziua, suntem la Offline Med News. Astăzi vorbim despre scumpirea a 2000 de medicamente și ieftinirea a 1000 de medicamente. Vorbim despre lipsa unor medicamente în spitale și vorbim despre rolul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, dar și a managerilor din instituțiile medicale, în situația creată în țară. Invitatul nostru este Alexandru Coman, directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Situația se pare că a luat o turnură neașteptată, avem o criză, ori nu este o criză de medicamente și de dispozitive medicale în spitale din Republica Moldova. Ținând cont de faptul că factorul extern care a generat toată gama asta de întrebări care acum au apărut în societate, ea s-a început puțin mai devreme. Deci a fost, este și acum aș persistă, deci mă refer la deprecierea valutei naționale, în raport cu cele mai importante valute mondiale. Și asta a dus la faptul că medicamentele, conform regulamentelor noastre, conform hotărârii de guvern 525, urmează la solicitarea a producătorilor să fie ajustate prețurile lor, să fie ajustate la cursul de schimb care s-a modificat. Acest lucru este posibil atunci când devierea cursului de schimb este mai mare de 5% și treaba asta persistă mai mult de o lună. La solicitarea lor, noi suntem obligați să efectuăm... Da, pe 12 ianuarie, ministrul în exercițiu al sănătății, Andrei Usata, a semnat acest ordin de ajustare a prețurilor la medicamente, da? La solicitarea producătorilor. N-a fost oare prea târziu această ajustare? Deci, să vă spun sincer, sigur că da. Mare parte a medicamentelor care au fost incluse în ordinul respectiv urma să fie... Deci, prețul lor urma să fie modificat puțin mai devreme, dar am ținut cont de faptul că am mai amânat puțin, că am mai fost niște factori politici, vorbesc de alegeri, vorbesc de mai multe chestii, deci toată lumea era încadrată în alte activități și am decis cu acordul solicitanțelor să mai întindem puțin. Deci atunci când am pregătit ordinul respectiv, sigur că situația a devenit chiar alarmantă și noi am proces la acest lucru. Deci vreau să vă spun următorul lucru, că această modificare, această ajustare a prețului nu este de o sigură dată, deci noi acum am mai pregătit un ordin, tot cu mai mult de 1500 de medicamente. Iarăși pentru ajustare? Exact. În afară, ca să înțelegeți, cadrul de stabilire a prețului de producător nu este stabilit prin lege. Prin hotărâre de guvern 525. Ea presupune că noi trebuie să evaluăm dosarele depuse de către producător și să stabilim un preț de producător. Sunt niște mecanisme bine stabilite, noi trebuie să evaluăm prețurile pentru medicamentele provenite din Uniunea Europeană sau din zona europeană, analizând dosarele unde solicitantul declară prețul de producător în țările europene, în 9 țări de referință, conform normativelor noastre. Și media, cel mai mici 3 prețuri, este și prețul de producător. Un preț de referință care nu are nimic cu prețul de fabrică, de fabricant sau de uzină, de fabrică care produce. Este un preț de referință. Deci importatorul nu poate aduce marfă în țară cu un preț mai mare decât prețul ăsta de referință. Deci unii fac confuzie între prețul la o fabrică concretă și prețul ăsta de referință. Asta e o practică internațională, o practică utilizată în toate țările europene și nu numai. Și din 2010 este utilizată și la noi. Asta este unica posibilitate ca noi să stăvilim o majorare neprogramată a prețurilor. Și vreau să spun următorul lucru, că pe parcursul ultimilor 4 ani, prețul de producător la medicamente a căzut
a scăzut, cred că la 20 și ceva la sută, 24 parmese, vorbesc de valută, prețul de valută. Uh-huh. Asta nu se referă la, deci la cursul, la leu. La prețul uh-huh. leu. Fiindcă este, deci asta în funcție de cum de raportul leu, valută de referință sau valută de import, e altă treabă. Asta înseamnă că avem medicamente ieftine sau scumpe, comparativ cu țările învecinate? Deci noi avem prețul la medicamente în Republica Moldova este relativ ieftin. Este cel mai ieftin preț din zona CSI, tot timp cât noi suntem țară de referință și pentru zona estică, pentru Ucraina, pentru Rusia. Și noi avem probleme din cauza asta, fiindcă deci, mulți din reprezentanții companiilor producătoare uneori nu își doresc înregistrarea prețurilor în Moldova, că ele, prin instrumentele care noi le aplicăm, duc la diminuarea prețurilor în țările deci din CSI. Uh-huh. Și atunci ei preferă să nu înregistreze prețul în Republica Moldova, ca să poată să vândă cu un preț mai mare în Rusia, spre exemplu. Adică, să înțeleg că ei înregistrează aici, vin alți distribuitori, le cumpără de la noi și le duc în CSI, să înțeleg eu. De asta nu vor să înregistreze. Asta e un alt proces. Deci, un producător are clusterele sale de piață, da? Este clusterul CSI, este clusterul Uniunii Europene. Uniunii Europene, este partea de Balcani. Deci, și noi din care parte facem? Din CSI sau Balcani? Am fost catalogați ca și parte de CSI, ceea ce tot timpul m-a deranjat pe mine, tot timpul când aveam țări mult mai prospere, sau cel puțin nu că mai mult mai prospere, mult mai plătitoare. Deci țările care au posibilitatea să plătească mult mai mult pentru medicamente, cum ar fi Rusia. Bine, până recent, ei au același proces de scumpire ca și la noi, chiar mai mult mai mare acum, urmarea a crizei de acolo. Dar noi, fiind în acest cluster, mulți din producători au reprezentanți zonali și au în portofelul lor deci medicamente care se distribuie la câteva țări din CSI. Și atunci ei nu pot să livreze la noi cu un preț sau să înregistreze un preț mic care deci este baza regulamentelor noastre, că afectează, în acest fel, afectează prețul mare, care tradițional, care tradițional se vinde în Rusia, spre exemplu. Atunci ei preferă aici să nu înregistreze. Și la ce duce problema asta? Duce la lipsa unor medicamente la noi în țară? Că multe din medicamente nu sunt prezente. Noi acum, ultimul timp, încercăm să soluționăm această problemă, vrem să ne dezbatem, să ne desprindem de clusterul ăsta și să ne poziționăm în zona balcanică. Ea ne-ar permite ca să avem medicamente mai multe, ținând cont de faptul că țara limitrofă din partea dreaptă, vorbesc de România, este tot timpul în vizorul nostru, în vizorul pacienților. Mulți din concetățenii noștri deci chiar merg încolo și iau medicamente că sunt mai ieftine. Merg încolo și în unele cazuri găsesc medicamente și mai ieftine. Asta nu înseamnă ca și deci cadrul general medicamente din România dacă, sunt mai ieftine. Dacă am trece, de exemplu, în partea sau în zona balcanică, da, clusterul ăsta interesat, mai bine zis, producătorii, zona despre care spuneți balcanică, ar însemna că am avea medicamente mai multe, una la mână, și ar însemna că am avea și prețuri mai bune? Ori nu? Deci prețul este, la noi, este stabilit în baza hotărârii guvernului 525 și ea nu depinde de zona de sau partea în care noi vom urmează să facem parte. Deci de reprezentanța respectivă. Ea depinde numai de alte chestii, de prezența acestor medicamente în zona de evaluare și prețul lor.
Am să vă întreb foarte rapid, ce trebuie să facem ca să ajungem în zona balcanică, ca să avem mai multe produse farmaceutice, un spectru mai mare de medicamente la noi în țară? Deci, după cum cred că toată lumea știe, că am semnat și acord de asociere și acord de liber schimb și urmarea acestor lucruri, noi în anul 2015 urmează să armonizăm toată legislația, ce ține de domeniul nostru, cu cea a Uniunii Europene. Noi acum am finalizat draftul de lege, noua lege, care este, deci, a medicamentelor, care este făcută în baza directivei 83 a Uniunii Europene și a regulamentului de autorizare a punerii pe piața medicamentelor, 726, iar al Uniunii Europene. Uh-huh. Asta ne-ar permite ca noi să începem să autorizăm punerea pe piață în baza reglementărilor europene. Acolo sunt câteva proceduri de autorizare. Este pe procedura centralizată care se face, deci, per Uniunea Europeană, la EMA, la Agenția Europeană a Medicamentului, și noi o să acceptăm înregistrarea lor în nomenclatorul nostru în formă simplificată, cel puțin. Deci simplificată, o să ducă numai dosarul și o să achit taxa de înregistrare și mai mult nimic. Deci avem procedura națională care va fi executată în absolut identic cu cea care se face în Uniunea Europeană. Va fi utilizat un foarte important instrument din punctul meu de vedere, deci procedura de recunoaștere mutuală, cu iz de asimetrie. Că noi nu suntem sub cadrul politico-organizatoric al Uniunii Europene până una altă, nu putem să impunem noi, deci unii țări din Uniunea Europeană, dar putem să acceptăm, deci, acest lucru de la țările din Uniunea Europeană, în baza unor acorduri bilaterale cu țările, deci, din care noi considerăm că este util să o facem, să acceptăm, să autorizăm medicamentele autorizate la ei în formă simplificată și să le introducem în nomenclatorul de stat. Uh-huh. Acest lucru, sigur, că ar fi foarte bun dacă noi am avea un acord, și sper eu să-l avem un acord cu Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România. Uh-huh. Fiindcă, sunteți acum în proces de negociere? De armonizare a legislației, în primul rând. Ca să ne permită să facem treaba asta. Deci noi o să încercăm să trecem același drum cum au trecut și alte țări. Deci țările care au fost candidate a fi membru Uniunii Europeană au avut două nomenclatoare paralele. Una era în baza regulamentelor vechi și nu se mai registra nimic acolo și era cel nou, în baza celor a cerințelor noi. Și când a venit ziua să fie acceptați în Uniunea Europeană, cel vechi, pur și simplu, s-a anulat. Uh-huh. Și vrem să facem și noi același lucru ca pacienții noștri, în final, ca pacienții noștri să aibă acces la medicamente de calitate. Și acum să aibă un volum cât mai mare de medicamente, ele să fie, deci, inofensive și eficiente. Să înțeleg că pentru importatori asta ar însemna mai puțină birocrație? La înregistrare, în momentul în care sunt înregistrare? Să fie clar, nu, sau cine? Nu importatorii. Sau producătorii. Exact. Deci noi avem sunt delimitate funcțiile unuia și altuia. Da. Noi avem treabă la autorizarea punerii pe piață exclusiv cu producătorii. Direct sau prin intermediul reprezentanților lor. Uh-huh. Deci ei trebuie să pună în dispoziție dosarele în baza căruia vor să registreze. Dosarele sunt necesare pentru a monitoriza prezența acestui medicament în piață, pentru a introduce acolo modificările de rigoare solicitate de ei, de a avea treabă cu, de a reglementa și procedura de cu farmacovigilență, reacții adverse, etc. Este o procedură destul de nevoioasă și mare, dar foarte interesantă.
ceea ce ține de importator, atâta timp cât acest medicament este înregistrat în, deci, în nomenclatorul de stat, fiecare din, deci, distribuitor importator care are licență este în drept să facă un contract de, cumpărare, vânzare, cumpărare cu producătorul și să facă, importul. Nicio legătură cu autorizare ei nu au. Și de asta se face toată confuzie, că plata pentru taxa de, autorizare a punerii pe piață e pe, spinarea importatorilor și afectează într-o, într-o careva măsură deci prețul final. Nici într-un caz. Treaba asta se plătește la, o dată la 5 ani și companiile deja au incluse în prețul de cost a medicamentelor această taxă de reglementare. Taxa de reglementare în toate fabricile de care produc medicamente este inclusă. Și noi suntem cei mai modești din zona noastră cu taxele noastre. Bine, ținând cont și de marimea, de capacitatea pieței și așa mai departe. Și noi apropo, care este capacitatea? Cum caracterizați piața farmaceutică în Republica Moldova? Deci eu nu vreau să spun că e mică, e mare. Sigur că fiecare țară, funcție de, numărul de, pacienți, de populație, mă rog, poate să fie catalogată ca mare sau mică. Noi vorbim acum funcție de capacitatea fiecare persoane de a cumpăra, plăti, de a cumpăra medicamente. Din păcate, noi suntem chiar, stăm prost, atât timp cât, cred că noi suntem undeva la 50 de dolari per capita, deci este un sumă foarte mică, comparativ chiar cu țările din, zonă. 50 dolari per capita per an, per an. Per an. Da. Deci asta sunt cheltuielile care le avem noi pentru medicamente. Exact, exact. Asta, deci asta e capacitatea pieței. Deci noi avem circa 200 de milioane, dar asta e cred că e maximum. Deci nu este 180, 100, hai să fie 200 chiar de, milioane de dolari, vorbesc. Deci tot volumul vânzărilor în, piață și părțiți la numărul cetățenilor noștri și cam acolo, 50 plus minus acolo. Haideți să ne întoarcem la, pe lângă funcția pe care o aveți de autorizare a medicamentelor în Republica Moldova, mai aveți încă și funcții de achiziții centralizate pentru spitalele medicamentelor. Exact. Pentru că despre asta toată lumea și toată presa acum vorbește. Deci, achizițiile, din câte știm și din rapoartele pe care le-ați dat, inclusiv și la Comisia Parlamentară de Specialitate, au avut loc în septembrie. Acum, criza s-a produs din motiv de devalorizare a leului și pentru că importatorii și distribuitorii la noi pe piață nu mai vor să lucreze cu piețele la care au licitat atunci produsele. Așa înțeleg. Ce se întâmplă? Ei au voie ei, în momentul în care au licitat, au participat la o licitație publică, să dea acum înapoi și să pună situația, să aducă țara în această situație? Deci eu vreau să fac o delimitare certă între cadrul legal și obligațiunile fiecăruia din participanții acestui proces și deci, pericolul iminent care poate apărea. Deci, dacă ne referim la obligațiune, la cadrul legal care presupune că cel care a participat la o licitație și a câștigat și a asumat toată responsabilitatea, bine, toate beneficiile rezultate din, un contract ferm cu statul și, sigur, cu toate riscurile de rigoare. Și în caz de nelivrare sau de neonorare acestor obligațiuni, fiecare trebuie să țină cont și de consecințe. Asta este absolut valabil și este foarte important să ținem cont de treaba asta, să nu deviem. Este și altă parte a acestei probleme. Noi, ca și instituție care ține de asigurarea partea complexului ăsta de asigurare a instituțiilor cu medicamente. Noi trebuie să, să veghem și asupra riscurilor care pot apărea, funcție de factori externi. Deci noi avem un factor extern acum
foarte important, chiar critic, care ne generează o situație când într-un moment dat, deci furnizorii nu vor fi incapabili să facă, să-și onoreze deci obligațiunile, nu că nu vor, dar nu pot, zicem așa, da? Chiar cu toate bunăvoința lor. Că dacă trendul, să ne ascundem după dege, dacă trendul de depreciere a leului va continua, deci acest lucru va avea loc. Și trebuie să noi, ca și instituții al statului, noi, nu vorbesc numai de agenție medicală, dar toți factorii, decizii care deci, țin de securitatea, cel puțin a asigurării cu medicamente al spitalelor, trebuie să ținem cont. Trebuie să evaluăm consecințele și să căutăm, poate, soluții ca să anticipăm o situație de criză și mai mare. Criza s-a întâmplat ori nu? Cum apreciați dumneavoastră? Deci, haideți să vă las pe dumneavoastră să gândiți, să faceți o concluzie. Dacă la momentul organizării licitației în 10 septembrie a fost cursul de 14 între 34 și atunci s-au deschis ofertele care au fost deci au fost preparate puțin mai devreme, câteva zile, hai zicem că nu ore, dar zile până la asta, da? Deci cu raportate la un curs și mai mic. Că nu am mers, deci cursul în creștere, în descreștere. Sigur, participând la licitație, fiecare încearcă să câștige. Câștigă cel care deci, întrunește toate condițiile legale și care are un preț mai mic. Și atunci este competiția de cel mai mic preț. Cel mai mic preț. Din păcate, cel mai mic preț nu se găsește în Republica Moldova. Este tot din import. Ținem cont de faptul că 82% din medicamente le importăm și numai 18% sunt aici, fabricate aici. Și acele 18% în proporție de 90%. Deci, cu excepția numai amanoprei, tot e făcut cumpărat pe bani grei din afară. Tot absolut. Inclusiv și energie electrică. Tot de acolo. Deci tot absolut. Materia primă, ambalajul, chiar și tehnica care e cumpărată, bine, stă acolo. Tot de acolo. Deci să nu ne ascundem că tot e absolut legat cu importul acestor bunuri. Și acum iar de nou revin a spune că participanții vin cu un preț minim ca să poată câștiga licitația. Deci nu au garantat o margine mare unde ar putea avea o manevră într-o parte sau altă. Nu vorbesc la general. Deci nu vorbesc deci în absolut, zic că mare majoritate, așa fac. Cineva poate a prins o margine mare unde are posibilitatea să varieze, dar nu toți. Și bănuiesc și acum, cineva din ei pot să livreze chiar până la sfârșitul anului și mai au încă spațiu de manevră. Dar e de ajuns câteva medicamente foarte importante pentru sistem, să vină, să nu fie posibil să fie livrate și atunci este generarea unei probleme de criză. Spuneți spațiu de manevră, asta ce ar însemna? Margine. Margine aplicată. Vă referiți la preț? Sigur că la preț, la cealaltă. Dar asta ar însemna, de exemplu, că poate să aducă mai ieftin sau să pună un preț mai mic pentru licitație. De ce? Că a importat mai devreme sau pentru deci, că nu, are contracte mai avantajoase cu producătorii? Deci, noi avem, noi avem două instrumente. Primul instrument, cum v-am mai spus mai înainte, deci este stabilirea prețului de producător. Asta e un preț de referință. Altă treabă, care este relația lui cu un producător sau altul. Deci, producătorul, dacă are interes să-și valorifice marfa aici,
el poate să meargă, și atunci când vrea deci să câștige o licitație, el poate să-i ofere un preț mai mic chiar decât cel care e înscris în catalog. Chiar mult mai mic. Mai mult ca atât. Ei, mulți din ei, până acum, și acum, deci compensează parte din devierea cursului de schimb. Asta e o, deci e o practică știută. Sigur că, iar revin a spune că toate au o mărime maximă. Nu poate să, la desfășit, să fie treaba asta. Vă zic că de atunci, din septembrie până astăzi, la unele poziții, deci ajunge la 30%, în special ținând cont de faptul că cursul de schimb al valutei care acum se vinde de băncile comerciale e mai mare decât cel oficial. Eu am să citesc, pentru că a fost și domnul Usatăi la noi și spunea el atunci la noi, spunea așa, că s-a făcut această licitație, dar s-a știut despre această criză încă din noiembrie-decembrie și zice că în perioada noiembrie-decembrie totuși trebuiau să fie încheiate contractele cu prestatorii. Dar spune el că procedura s-a trăgănat și zice că din cauza celor care sunt implicați în schema de aducere a medicamentelor în țară, adică este vorba, citez, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și Agenția pentru Achiziții Publice. Deci vreau să fac un mic reproș aici. Noi nu suntem încatați în nicio schemă de aducere. Noi nu suntem deci, instituții comerciale, nici companii comerciale. Noi facem niște proceduri în bază legală. Dacă cineva are reproșuri vis-a-vis de procedurile deci, folosite în a organiza o licitație, n-ar decât să o facă oficial. Dar nici de cum reproșul de tipul ăsta nu le accept. Anul ăsta, ca niciodată, am accelerat procedura de achiziții. Noi am expediat deci, dare de seamă despre licitația respectivă în 4 decembrie. Uh-huh. Urma ca fiecare din spitale să perfecteze contractele cu câștigătorii funcție de prețurile deci, și cantitățile licitate. Sigur că sunt 4.000, vreo 400 sau 500 de contracte care trebuie să fie procesate. E un lucru enorm. Și la noi, cei 5 oameni care lucrează în acest departament și cu cei de la AP, deci s-a făcut un lucru enorm. Procedura poate fi întârziată sau accelerată funcție de reclamațiile sau reclamațiile făcute de unii sau alții participanți la această licitație. Că nu sunt de acord cu evaluarea, că nu sunt de acord cu una sau cu alta. Și atunci noi suntem obligați ca rapoartele sau finalizarea acestei proceduri să o întindem până nu se finalizează toate aceste probleme. Vreau să vă spun că din cauza că am avut două reclamații de tipul ăsta, deci cred că... Din partea cui? Din partea... Doi furnizori. Furnizori, am înțeles. Da? S-a întins foarte puțin. Foarte puțin, asta cât? Deci nu mai știu, eu cred că vreo 2 săptămâni, cam așa, foarte puțin. Uh-huh. Dar între timp se procesau contractele. Celelalte, sigur. Deci, din 4.500 despre care ați vorbit. Exact. Și vreau să vă spun că anul trecut s-au creat, mai bine zis, mai multe centre de sănătate care nici până acum nu ne-au adus contractele la înregistrare. Nu le-am exclus de procedura asta ca să nu ținem tot sistemul fără medicamente, ca ele să vină la noi și noi să le înregistrăm de acum ulterior. Dar, ca să înțelegem corect, pentru ca să înțeleagă lumea corect, cum se întâmplă propriu-zis procedura după achizițiile publice. Deci s-a văzut... După procedura de desemnarea câștigătorului, da? Deci a fost desemnat câștigătorul, după asta ce urmează? Deci se anunță câștigătorul, se anunță deci cumpărătorul sau beneficiarul, se anunță despre rezultatele licitației. Ei urmează a
să facă contract. Așa e lege, spune. Noi acordăm și o facetate în plus. Noi, deci, preparăm contractele pentru ei. Pregătiți, practic, contractele. Exact. Și le dăm și la, de la spitale ca să semneze. Deci, nu, de la, deci la, la... Câștigătorul licitației. La câștigătorul licitației, la ei, vin la noi de să întorc, se înregistrează și după asta se dau la... La agenția la, pentru... La agenție se înregistrează. Așa. Se înregistrează la ei, se întorc la noi și noi le distribuim deja la una din părți ca în special la distribuitori, ca ei prima livrare să le dea fizic, deci beneficiarilor. Exemplarul lor. Deci la noi rămâne un exemplar, la Agenția Achiziției Publică rămâne un exemplar și la ei câte unul. Nu înțeles. Deci, practic, s-au făcut contractele, au fost făcute și n-au luat, managerii de instituții medicale nu și-au luat deci, contractele și nu le-au iar semnat. Iar aș vrea să vă spun că este o practică care legală, că atât timp cât licitațiile se petrec foarte mult. Deci noi începem, ca să înțelegeți, începem licitația din martie. Din martie, cu acumulare de necesar, cu stabilirea medicamentelor pasibile pentru a fi achiziționate, pentru coordonări cu, deci, cu toate structurile interesate, cu ministerul, cu solicitanții din zona clinică. După aia consolidăm această informație, o depunem la minister ca pentru aprobarea listei finale și o publicăm. Deci se începe foarte de mult. Am vrut să procedura e din iulie, să începem. Procedura nu că de iulie, vă zic că de prima de acumulare se începe de martie. Deci e un lucru continuu. Dar este, deci, prin regulamentele noastre, prin hotărâri de guvern, noi suntem impuși că la 1 iunie noi să avem toate, deci strâns tot necesarul, ca până în iulie să le publicăm. 40 de zile din ziua publicării se anunță licitația. Exact așa am făcut. Dar de 10 septembrie este anunțată ziua depunerii sau deschiderii ofertelor. Și atunci se deschide oferta. După aceea se începe evaluarea la 1500 de medicamente. Am înțeles. De medicamente. Dar asta numai medicamentele. Deci după asta prețul se evaluează la nivelul, deci începând cu partea legală, are toate documentele respective, are GMP, are chestii, are, deci, este înregistrat, nu este înregistrat. Deci toate, este un lucru enorm. Și după asta se finalizează prin emiterea deciziilor de desemnare a câștigătorilor. Revenim totuși la faptul că au fost semnate contractele la prețurile vechi. Acum distribuitorii sigur nu vor să aibă pierderi. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine sau, nu că vreau să găsesc vinovatul acum, dar totuși ce s-a întâmplat? Ce nu a mers? Astfel că astăzi ne confruntăm cu această problemă. Deci, noi trebuie să delimităm foarte clar obligațiunile. Deci, obligațiunea noastră este organizarea unei întâlniri între vânzători și cumpărători, cu toate procedurile care sunt colaterale. Mai avem și obligațiune să monitorizăm cum se execută, nu avem niciun instrument de a influența treaba asta. Deci, odată semnate contractele, cad sub incidența codului civil. Raportul dintre unul și altul este guvernat de codul civil. Nu îi livrează, el trebuie să facă notificare. Dacă nu e notificare, este reclamație, înscrierea penalităților respective. Și dacă nu, dă în judecat. Concomitent, raportează la Agenția Achiziției Publice pentru a include acest furnizor în lista de interdicție. Deci asta e o procedură reglementată de codul civil. Noi suntem, deci, noi organizăm întâlnire dintre acești și organizăm licitații. Deci mai este o treabă, că deci, responsabilitatea imperativă pentru asigurarea și pe buna funcționare a spitalelor o deține administratorul, medicul șef. El trebuie să se gândească, el are bugetul lui, el are, deci, grijă să asigure cu de toate buna funcționare a spitalului. Conform ordinului Ministerului Sănătății, sunt obligați ca pentru perioadă de minimum 2 luni de zile să aibă în stoc tot necesar. Deci,
ianuarie și februarie, nici nu trebuia să fie nicio problemă, nicio întrebare în a avea stocuri. Stocurile care trebuiau procurate conform contractului din 2014, nu cele noi, fiindcă atât timp cât ele nu sunt aprobate, nu sunt semnate, nu sunt date la mână, ele nu pot funcționa. Ele nu au, deci nu sunt valabile. Deci ei trebuia să-și facă stocurile în baza contractului existente până la 31 decembrie. Ceea ce mulți din ei nu au făcut. De ce? Păi asta dacă mai e o problemă în care ține de fondatorii acestor instituții. Instituții se întrebe unde au bugeturile, cum le-au realizat. Deci, pe ce au cheltuit bani? De ce n-au cumpărat? Fiindcă realizarea per sistem a contractului de achiziții pentru 2014 s-a făcut la 62%. Deci unde sunt 38%? Ei nu au cumpărat medicamente. Nu au cumpărat medicamente, nu și-au făcut stocul respectiv. Agenția Medicamentului poate cumva să reglementeze chestia asta sau nu deci ține numai de... Deci să stabilească, să constate. Doar să constate. Exact, nu avem nicio... Deci noi monitorizarea ține de constatare, bine, raportare... Ați raportat această cifră către Ministerul Sănătății? Am enunțat-o. Dar treaba asta se face la sfârșitul exercițiului bugetar. Adică la sfârșit exact. De decembrie. Fiindcă atât timp cât nu are finalitate, deci nu s-a finalizat contractul, nu putem să... Mulți din furnizori deci nu livrează în baza unor grafice de livrare. Mm-hmm. Fiindcă sunt spartași de logistică, este și... Mă rog, deci unii pot să livreze toată cantitatea la începutul anului, unul la sfârșitul anului. Nu, bine, la sfârșitul anului e normal, dar sau periodic. E o problemă care nu este foarte greu de gestionată timp cât relația dintre cei doi este relația dintre cei doi. Noi nu putem să planificăm pentru spitale când ei trebuie să-și achiziționeze marfa. Ținând cont și de stocuri existent la ei, că poate să nu aibă necesitate, cu ce ocazie să mai facă niște stocuri. Deci ei gestionează pe interior necesarul. Și atunci, noi nu putem să monitorizăm la jumătate de an, că el nu e... Deci noi monitorizăm, dar nu e relevant, cifrele nu sunt relevante. Fiindcă ei au sau stocuri, sau urmează să mai achiziționeze, până la sfârșitul an. Numai la sfârșitul an, acum noi putem să stabilim. Uite atâta s-a livrat din sumă contractată sau de număr contractat. Despre achiziționarea centralizată a medicamentelor pentru spitale. Foarte mulți s-au dat cu părerea acum și inclusiv dintre manageri de instituții medicale că nu ar trebui să existe această procedură centralizată. Că ar fi mai bine ca fiecare manager de instituție să-și achiziționeze singur necesarul de medicamente și parafarmaceutice. Care este părerea noastră? Deci și acum fiecare din ei are posibilitate să-și achite. Deci din cauza neexecutării acestei dorințe al lor, ei nu-și procură marfă. 62% e un exemplu elocvent. Deci nu limitează pe nimic, decât îl limitează la preț. Da? Deci hai să vedem care sunt cauzele acestei dorințe. Deci noi am făcut și câțiva ani urmă, am făcut și un studiu tot timpul să apar idei, tot felul de idei năstrușnice așa, că ar fi bine acela, ar fi bine acela. Spunem deci care sunt motivele. Motivele cred că sunt tare pentru toată lumea. Și vreau să vă spun că studiul respectiv a demonstrat că nu mai amintesc cifrele chiar concrete, dar cred că în jur la 20 sau 30% s-au diminuat fondurile necesare pentru achiziții de medicamente. După ce s-a trecut de la decentralizare la centralizare. Deci este mai eficient pentru sistemul de sănătate să aibă un sistem de achiziții centralizat. Altceva că sunt mai multe mecanisme care ar putea fi aplicate în achiziții centralizate. Sunt vreo 9 proceduri. Mai recent, chiar de anul trecut, și chiar a fost invocată și domnul director general de la achiziții publice, deci o procedură de acord cadru,
care poate să ne permită să, deci să fac câteva exerciții de licitații pe parcursul anului, vedem cum ne putem să o aplicăm noi pentru exercițiul următor, acum nu putem să o anulăm pe asta. Deci sunt mai multe modalități și acum noi să vedem care e mai bun. Deci până acum toată lumea a considerat și consideră că modalitatea actuală este una optimă. Deci, constatăm următorul lucru, că în anul 2014 au fost făcute contractele care nu au fost executate în proporție de 100% decât 62%. Nu s-a respectat ordinul Ministerului Sănătății ca să fie un stoc de 60 de zile de medicamente în spitale. Deci fiecare deci gestionar sau șefii de spital nu și-au asigurat stocul necesar. Așa. Și atunci ei au avut, neavând stoc, au început să spună dați-mi ăștia care au câștigat pentru anul 2015. Înseamnă că avem o criză sau avem o criză artificială? Deci e mai mult artificială, vă spun din ce cauză. La sfârșitul anului, majoritatea din distribuitori au făcut stocuri suficiente pentru anul 2015, cu excepția la câteva poziții care ele tradițional fiind, deci costând și puțin, valorând foarte puțin, ele nu sunt prea atractive ca să-ți faci stocuri mari. Și noi acum, chiar multe de medicamente nici nu vin la noi cu oferte, fiindcă iar de nou din lipsa de interes mare comercial, și noi acum suntem nevoiți să apelăm direct la, deci ca să putem să asigurăm sau să rugăm pe cineva din distribuitori să ocupe cu acest lucru. De exemplu, stupefiantele, noi am delegat să se ocupe, deci Sanfar Prim, o întreprindere farmaceutică care are capital, deci preponderent de stat, deci în capital social. Și rezolvăm astfel aceste probleme. Dar, concomitent, să vă spun cu acest lucru, fiecare din șefii de spital au acum instrumentul de contracte de mică valoare până la începutul valorificării contractului de bază, ei pot să-și cumpere sau prin contract de mică valoare sau cele de ofertă, să-și cumpere necesarul pentru o perioadă de o lună sau nu știu eu cât. Ce facem totuși cu furnizorii care nu vor să-și îndeplinească obligațiile contractuale? Deci este cadrul legal care expres stabilește procedurile de penalizare acestor lucruri. În primul rând este codul civil. Codul civil presupune că deci cel care nu furnizează în baza contractului, deci după executarea procedurii respective, poate să fie inclusă în lista de interdicție la Agenția Achiziției Publice, care ulterior interzice participarea la acest fel de exerciții, de licitații, timp de 3 ani de zile, plus deci penalizarea cu 5% pentru neexecutarea contractului respectiv, sau dacă este deci un contract stabilit altceva, mai mult sau mai puțin, dacă mai puțin, nu numai mai mult. Deci, și cam asta e. Deci, asta e tot ce putem face. Păi, dar asta nu e puțin, asta e... Dar asta nu rezolvă problema pacienților. Exact. În cazul când sunt situații că cineva refuză de a livra, atunci noi, la solicitarea beneficiarilor, sau ministerul sau beneficiarului final, cum ar fi spitalul, noi organizăm altă procedură de licitație pentru interesul lui. Până la finalizarea acestei proceduri, noi recomandăm lor ca să-și procure prin cerere de ofertă sau prin contracte de mică valoare necesarul pentru a asigura buna funcționare. Câte refuzuri sunt acum din partea furnizorilor care au câștigat licitația să mai aducă medicamente? Deci, pentru medicamente nu avem așa ceva, Adică niciun refuz? Nimic. Asta înseamnă că vor fi medicamentele, vor ajunge în baza noilor contracte? Deci ele sunt... Deja sunt distribuite. Sunt deja distribuite. Sigur, ele sunt distribuite, nu este nicio problemă. Deci, mai sunt sincope unde acolo, mai puțin, mai mult. Deci au rezervă minim pe 2 săptămâni fiecare.
Deci până acum trebuie că aveau toți apetituri mari și vroiau pe jumătate de an, ca să poată și să plătească în jumătate de an, ținând cont de... Dar acum ei livrează la o lună și impun, deci roagă ca să fie și plătite repede, ca să nu pierdă la cursul de schimb. Mai ținând cont și de faptul că multe din instituțiile, deci... publice? Spitalicești, da. Mai au și datorii la furnizori. Așa. Deci... constat acum, din ceea ce spuneți, că nu ar trebui să avem această criză. Avem o problemă deci nu cu medicamente, dar cu dispozitivele medicale, parafarmaceutice. Da. Spuneați că veți fi, tot ați spus la acea ședință, că urmează să se producă această licitație pe 12 exact. Februarie. Deci noi avem, pe 12 februarie, avem o licitație repetată, fiindcă 24 de poziții, urmare a primei licitații au fost desemnați câștigătorii și urma ca pentru alte 24 de poziții să fie acum. Aici avem o problemă chiar este din comun, când mai mulți participanți la prima licitație care au fost desemnați câștigători, au emis intenția de a rezilia contractele respective, invocând imposibilitatea de a livra funcție de costul de schimb. Urmează ca agenției de achiziții publice să ia atitudine de aceste acte. Dar nu înainte decât să aibă și un feedback de la spitale. Și cât de repede se va produce această, adică licitația a doua repetată, deci poate mai repede, da, ca spitalele da, să am, nu se confunde. Noi am modificat puțin condițiile de licitație pentru cea de mâine și am stabilit că câștigătorul este obligat să livreze maximum 15 zile de la momentul semnării contractului. Și este obligat să dețină în stoc marfă, cel puțin pentru 3 luni. Ținem cont de faptul că fabricarea la seringi durează foarte mult. Nu că durează arturaia procedură, dar însă și procedura de sterilizare, de ambalare, de furnizare, cred că ajunge până la 3 luni. Preparatele pentru hemodializă, că ieri tot a apărut în presă de la Institutul Mamei și Copilului, că acolo lipsesc preparate pentru hemodializă. Țin de medicamente, de achiziția care a avut pentru medicamente sau de achiziția care va avea loc mâine? Păi, să vă spun că nu e medic. Deci este parte de consumabile, se numesc medicamente. Deci ea ține mult de dispozitive medicale consumabile. Deci sunt și soluții pentru asigurarea hemodializei. O companie desemnată câștigător și-a anunțat acum imposibilitatea de a livra, fiindcă invocând că vama ceva, i-a schimbat codurile vamale și el nu se încadrează nu știu ce acolo. Urmează să cercetăm acest caz și să luăm o decizie analizând acest caz. În cadrul Agenției Medicamentului sau în cadrul Ministerului Sănătății? În cadrul grupului de lucru, în primul rând. Deci au făcut și ieri ședință pe tema asta și astăzi au la ora 2 o ședință. Urmează ca să definitiveze deci, punctul de vedere și să se raporteze atât la cel care Ministerul Sănătății care a fost, deci a solicitat această licitație, că el este a comandat această licitație și la Agenția Achiziției Publice să încercăm să vedem care este încadrarea legală. Credeți că veți reuși pentru că am înțeles că mai este un stoc de 30 de zile pentru consumabile, pentru hemodializă. Veți reuși? Da. Deci se mai practică și reevaluarea stocurilor pe sistem și redistribuirea lor. Deci a mai fost așa treaba. Per general, înțeleg că lucrurile
în principiu, sunt clare. Ele sunt clare, drept că necesită o gestionare foarte atentă, în special a dinamicii, în special legat cu factorii externi. Eu nu vreau să par foarte optimist, atâta timp cât n-am certitudine că factorii externi se vor stabiliza. Dacă nu se vor stabiliza, noi punem în pericol buna execuție a contractului de licitație, de achiziții pentru spital. Eu vreau să fiu foarte atent și tot le sugerez colegilor care au treabă cu acest lucru să țină cont de asta. Da. Ce putem face ca să ne îngrădim de aceste pericole externe? Trebuie să apelăm la domnul Drăguțan să-și facă el partea lui de lucru, să stabilizeze cursul valutei naționale și atunci am putea vorbi de ceva planuri. Acum suntem pe mâna dumneavoastră. A mai fost încă o propunere tot la comisie, eventual de a scuti furnizorii de plata de TVA. Ar fi asta o soluție? Deci nu văd absolut nicio sens la ce scuze, domnul. Reproșez puțin domnului viceministru Ciocanu, dar nu sunt de acord cu acest lucru, fiindcă asta este un impozit indirect care nu are treabă cu costul acestor medicamente. Deci eu, din contră, aș fi adeptul la unificarea taxei pe valoare adăugată pentru toate grupurile de mărfuri, să nu facem delimitare între medicamente. Este 20%, este aplicabil, fiindcă e un lucru care tranzitează. Deci acumularea de bani în buget din contul la această taxă pe valoare adăugată ar permite distribuirea sumelor pentru compensarea a mai multor medicamente. Deci e o chestie care trebuie să o evalueze în primul rând finanțiștii, cei de la Ministerul Finanțelor, nu vreau să mă bag în multe, dar din păcate trebuie să modificăm cadrul legal existent. Cum ați modifica cadrul legal? Ce ați modifica? În primul rând, acum, pentru ca să schimbăm situația pentru achizițiile care, iată, urmează în anul ăsta. Deci, până la urmă, noi suntem o instituție executivă. Nu facem politici, noi executăm, deci în baza... Da, dar puteți să veniți cu propuneri. Cadrul legal, da, asta am început să vă spun, că noi nu suntem cei care ne-am putea impune aici, decât numai am putea veni cu sugestii. Deci sunt aceste sugestii, sunt mai multe sunt generate de toți participanții la acest proces. Sigur că n-aș vrea acum să induc în societate gânduri care ar fi ulterior folosite pentru a specula că e dorința mea sau nu. Sunt foarte multe metode, inclusiv și crearea unui organism pentru a procura fizic și distribui pe urmă fizic medicamentele la spitalele publice. Noi vorbim de bani publici. O să fie, de exemplu, o companie de import de medicamente care ar putea să facă și un stoc strategic, etc., etc. Sunt și șase. Drept pentru aceste necesități este nevoie ca să creăm un fond pentru working capital, pentru că a fi folosit în achizițiile respective. Ca și exemplu, nu vreau să... Deci să dau sugestii. Dar, oricum, deci ați spus că sunt multe viziuni asupra ceea ce trebuie să fie schimbat. Credeți că va fi posibil să schimbați cât de curând acest cadru legislativ ca să nu ne pomenim în aceste situații? Eu cred că este necesar de niște eforturi conjugate între toți factorii care ar putea influența și ar putea stabili un nou cadru. Deci, în baza cadrul legislativ actual, din păcate, noi nu putem să modelăm, să facem altceva decât... eu vorbesc de situația existentă acum. Că toți așteaptă să modificăm, să facem indexare în funcție de cursul de schimb. Nu e posibil, fiindcă legea 96 exclude orice modificare de preț. Noi vorbim preț de
în lei, uh-huh. orice modificare de preț pe parcursul executării contractului. Deci, dacă Parlamentul va decide altceva, o să mergem cu altceva. Dar nu aș vrea să noi să declanșăm o dezbalansare întregului sistem de achiziții deci publice. Fiindcă asta ar viza și celelalte domenii, nu numai noi. Da, înțeleg că noi suntem cu medicamente, e o chestie strategică pentru țară, socială, sunt de acord, dar nu mai puțin importante sunt și altele. Și fiecare poate să-și impune punctul lui de vedere. De asta eu cred că ar trebui să fie niște eforturi conjugate pentru a stabili mai clar aceste lucruri. Eu sper că după ce se va finaliza procedura asta sau procesul de stabilire a noului guvern, a structurilor de conducere a țării, una din priorități și chiar și acum am avut, vreau să vă relatez și dumneavoastră, am avut, cred că vreo 5 ședințe prezidate de domnul Iurel Leanca, prim-ministru în exercițiu. El, deci, permanent este în vizorul meu lui și a echipei meu lui această situație care există acum. Și deci am avut discuții marginea acestui lucru și la Comisia Parlamentară. Deci noi am alertat mediul politic, mediul de gestiune deci a statului, cred că unul în urmă, noi ca și instituție, eu ca și șefa instituției respective, am înaintat dimensul respectiv, atât la Ministerul Sănătății, cât și la Guvern, pentru o asistență în gestionarea clară a problemelor existente. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit la emisiune și pentru că ne-ați explicat ce se întâmplă pe piața farmaceutică în Republica Moldova, cât de cât, sau ce se întâmplă, mai bine zis, cu achizițiile publice centralizate pentru spitale, pentru că, iată, toată lumea, din păcate, vorbește despre o criză care se pare că putea fi preîntâmpinată. Într-o măsură mai mare sau mai mică. A fost Offline Med News cu Alexandru Coman, directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova. Ne întâlnim și data viitoare tot aici, la Offline Med News.